Să aveți mare încredere în Bunul Dumnezeu, să aveți mare râvnă către Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Ori de câte ori veți avea o problemă în familie, un examen greu, eu știu, o ispită oarecare, să vă îndreptați gândurile și rugăciunile spre Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, că acesta neîntârziat vă va rezolva problemele cu care vă confruntați. Îl felicit pe Părintele paroh al dumneavoastră, Părintele Dumitru Patriciu, pe doamna preoteasă, pe toți cei care s-au implicat în buna organizare a acestor festivități, care au culminat cu slujba ghirească din a doua zi de Paști, săvârșită de către noaptea Sfântului Mitropolit Teofan. Este un lucru laudabil. Iată, în Botoșan sunt multe biserici, dar puține sunt cele care au organizat și organizează corectitudine în fiecare an o astfel de festivitate la ziua Hramului Bisericii. De aceea îl felicităm pe Părintele, îi mulțumim și noi pentru invitația transmisă și pentru binecuvântarea luată de la înalt preasfințitul Mitropolit Teofan pentru a fi prezenți și la aducerea și iată acum la plecarea Sfinților Maștri pe locul lor de Paște, dar eram să zic pe locul lor de poposire, Biserica Dormirea Maștii Domnului din Feredeni. Mulțumim, Părinte Matriciu, că vă transmitem dragostea noastră. Părintele ne-a fost coleg de seminar, de facultate, ne-a fost mentor în multe activități. Puțin dintre dumneavoastră știți că în anul 1989, și lucrul acesta cred că îi va face plăcere, Părintele, să-l aduc aici cu memoria Sfinției sale, în iarna anului 1989, când primele voci începuseră să strige la Timișoara împotriva dictatorului Ceaușescu, un grup de teologi sub conducerea Părintelui, așa, am început a colinda în blocurile din municipiul București, acolo unde niciodată nu intrase preot, nu intrase dascăl, nu intrase, eu știu, un grup de colindători oarecare. Și noi, începând în seara zilei de 10-12 decembrie, în fiecare seară, după amiază, urcam cu liftul 10 etaje, cântam colinde, oamenii erau speriați, erau înfricoșați, pe de-o parte auzeau știrile de la Europa Liberă și Vocea Americii, cum că va cădea Ceaușescu și situația se va schimba. Credeau că suntem securiști și stăteau în spatele ușilor, mi-au mărturisit în următorii ani. Stăteam atunci în spatele ușilor și plângeau. Nu aveau curajul să iasă în față. De-abia după ce coboram 2-3 etaje, își dădeau seama că nu a fost o capcană întinsă de regimul comunist, ci erau niște bine studenți de la teologie care veneau să le vestească tuturor bucureștenilor, tuturor oamenilor de bună credință, că Hristos se naște în peștera din Betleem și trebuie să se nască și în sufletele noastre. E bine, atunci Părintele Matriciu ne-a fost alături și a format un astfel de grup cu care a mers în foarte multe seri până în seara de 17 decembrie, când am luat trenurile spre casă, fiecare a mers la familia lui. Eu am rămas în preoteasă, era însărcinată și pe 18, pe 19 am fost în focul Revoluției acolo și ea acasă zicea că dacă mai merg, cred că pierde sarcina. Da, Dumnezeu ne-a ajutat, vreau să scot în evidență acest lucru pentru că suntem prieteni apropiați, o stimăm foarte mult pe doamna preoteasă care a fost alături de prietenul nostru, de Părintele Matriciuc, încă din anii studenție și iată și acum și cu siguranță până la plecarea noastră de această lume, pentru că așa este o preoteasă model, nu-și lasă preotul nici la bine, nici la rău și familia preotului trebuie să fie un model de conviețuire pentru parohia pe care o cărmuiește și cu siguranță Părintele și doamna preoteasă reprezintă un model pentru dumneavoastră, toți cei care alcătuiți această parohie atât de deosebită. Și sperăm să fim sănătoși și să participăm la slujba de respințire acestea cu Părintele în frunte și noi cu siguranță vom veni cu Maștele Sfântului Gheorghe, dacă vom fi sănătoși și bine în acele momente, cu arhiereul de față, ca să aveți bucuria cea de plină a respințirii bisericii. Iată, ctitorii v-au făcut un cadou. Dumneavoastră trebuie să mă întrețineți, trebuie să mă îngrijiți, așa cum spuneam, să fie frumoasă ca o mireasă.
n-ați văzut mirese urâte, n-ați văzut mirese pătate, mirese, eu știu, cu rochile rupte sau așa mai departe. Și ați văzut mireasa, așa spune ea, femeia, săpata, de când se naște, că-și dorește să fie o mireasă frumoasă, îmbrăcată în rochie albă, care simbolizează puritatea, fecioria, înconjurată de toți cei dragi, care toți aceștia îi spun complimente pentru că arată foarte bine. Așa trebuie să fie și cu Biserica lui Hristos, care trebuie să se bucure de atenția dumneavoastră. Hristos a înviat! Mulțumim părintelui Protopop, chiar mi-a adus aminte de un moment emoționant și tot cuvântul său de învățătură ne-a îmbărbătat și ne-a mers la suflet. Eu vreau să fac doar o precizare că până acum n-am apelat la credincioșii mei pentru că tot am sperat să intervină monumentele, că și ei sunt proprietari aici. Este de valoare națională aceasta, numai asta și Popăuțul de la noi, celelalte au alt regim. Se fac atâtea biserici în oraș din temelii și mulți preoți au solicitat ajutorul dumneavoastră, încât eu n-am solicitat până acum și poate să recunoască oricine și din personal și din cei care mă cunosc și dumneavoastră, niciun credincios, să zic, pentru ajutor pentru biserică, doar ce s-a strâns în cutiuțele celea care am intervenit pentru proiecte și de asta, niciun sponsor nu ne-a ajutat, nici de acum ați văzut că a promis domnul Victor Construct de pe... Și până acum nici nu prea erau posibilități, că tot ei voiau să se scot la licitații, sunt lucrări de miliarde, că dacă ai un milion sau cinci... sau 5 miliarde, chiar e numai o etapă, faci doar puțin. Un acoperiș provizoriu, deci care vine cu carton puțin deasupra acolo, ajunge 2 miliarde și jumătate. Deci faci cu banii ăștia, ai face o catedrală mai ceva ca cea de la gară. Dar așa sunt lucrările de restaurare. Catapeteasma, că s-a lucrat așa 2 miliarde numai restaurare și încât numai catapeteasma, mai avem icoanele din biserică și toate celelalte. Deci lucrările sunt scumpe, de aceea n-am solicitat credincioși și sperând. Și știți că de anul acesta am fost trecut pe lista de în planul de național de restaurare, însă reproiectare. Cât ne-a costat o mulțime de bani proiectele, acum au expirat, sunt alte cerințe, alte criterii de... Deci acum se reproiectează și avem 500 de milioane. Este puțin, dar este un început și va fi o continuitate. De aceea este o veste bună. Numai despre lucrurile astea vom mai vorbi. Acum a venit momentul să ne luăm rămas bun de la Sfântul nostru ocrotitor. El se va întoarce, cum spune Părintele, la Feredeni. Am avut bucurie mare că am reușit, după mulți ani, anul acesta am reușit. Am avut aprobarea înalt preasfințitului și Părintele Protopop a fost de acord, vorbisem în prealabil și cu Părintele Fotea și chiar mi-am dorit să revină Sfântul Gheorghe, care este atât de iubit de botoșănii.